România trimite 1000 de copii anual în afara țării, câte 20 de milioane de euro, aproximativ, da, am calculat noi așa. Și acești 1000 de copii anual, probabil în jur de vreo 15-20 de milioane de euro anual, da? În 5 ani de zile măsurați, adunați, calculați, un spital pleacă. La fiecare 5 ani de zile România trimite un spital sau îngroapă un spital. Mi-am pus și o problemă foarte des. De ce nu se face lucrul ăsta? Ce este de fapt? Era voință? Cineva ne lucrează prin alte țări, prin Europa, prin America sau prin China? Nu, să vă spun ceva. E în primul rând o incompetență totală. Sunt oameni absolut incompetenți în niște funcții pe care nu le merită. Mi-am dat seama de lucrul acesta. Ocupă niște fotolii inutili, da? Niște salarii bune și fotolii, da? Pe care nu le merită. Este incompetență în primul rând.